Mă gândeam să începem cu ce bine e când frații. Dar pentru că acolo era vorba doar de frați, să cântăm frați surori. Cântăm toți și vă bucurați. Laudă și mărire Domnului să-i dați. 319. Binecuvântăm numele lui Dumnezeu și mulțumim pentru seara aceasta, pentru posibilitatea revederii, a reîntâlnirii în locul de aici. Chemăm numele lui Dumnezeu peste adunare și viețile noastre, cu toții în duhurile noastre, cu voce tare aș vrea să-l rog pe fratele Marcel Coniac, pe fratele Adi Constantin și pe fratele Ștefan Zambo să ne conducă rugăciunea acum la începutul slujbei noastre. Mulțumim că ne-ai ajutat. Slăvit să fii, Doamne! Amin! 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 Mulțumim că-i destul! Mulțumim! Amin! Doamne, primește-ne pe fiecare.
Amin. 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 Curățește-ne, Doamne. Amin. Amin. Mulțumim. Mulțumim că suntem așa. Doamne, învață-ne. Amin. 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 Doamne Dumnezeule, care ești stăvit, te lăudăm în aceste momente. Cum să nu te lăudăm, Doamne, când Tu ești acela care ne dă viață? Slăvit să fii, Doamne. Mulțumim frumos, Doamne, pentru faptul că ne-ai dat viață spirituală prin Domnul Iisus. Mulțumim. Mulțumim frumos că în seara aceasta, prin îndurarea Ta sub acest acoperiș binecuvântat. Aleluia. Amin. Cerul Tău stărit, binecuvintează-ne pe fiecare. Amin. Am venit aici, Doamne, să mărturisim dependența noastră totală de Tine. Amin. Mărturisim, Doamne, că n-am fi nimic fără îndurarea Ta. Te rugăm frumos, în bunătatea ceea ce foarte mare, caută la inimile noastre. Doamne, îndură-Te. Dacă sunt în seara aceasta oameni care au nevoi speciale, atinge-Te. Îndură-Te, Doamne, de cei bolnavi. Îndură-Te, Doamne, de cei care au nevoie de lumină. Fie-ți milă de cei nemântuiți. Doamne, ia-i stăpânirea Ta pe tinerii aceștia care stau înaintea Ta. Doamne, Tu ai făgăduit Duhul Sfânt, sămânță-i copiilor Tăi. Mulțumim. Dă-ne Duhul Tău și o înțelegere deosebită. Amin. Te rugăm frumos, pune întreg programul sub binecuvântarea Ta. Amin. Doamne, cercetează inimile noastre. Mulțumim în mod deosebit în seara aceasta pentru partea feminină din adunare. Doamne, binecuvintează mare. Amin. Amin. Surorile, amin. Doamne, în îndurarea și în mila Ta, mulțumim, Doamne, că ajutorul Tău nu lipsește nicio nevoie. Mulțumim. Pentru că ești plin de milă, pentru că ești plin de har. Doamne, Te rugăm, primește închinarea. Amin. În numele Domnului Iisus și pentru veci fi binecuvântat. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile, continuăm să ne închinăm prin cântare. Thank you.
Dumnezeu să fie binecuvântat și numele Lui cinstit în veci. Amin. Frați și surori, suntem în casa Domnului și îi mulțumim, i-am mulțumit deja. Ne concentrăm în seara aceasta, în prima parte a slujbei, a slujirii noastre, în asta, cu mulțumire înaintea Domnului pentru mamele noastre, pentru soțiile noastre, pentru femei în general. Mulțumim pentru slujirea copiilor, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mai așteptăm un pic, vreme de 10 minute, până când ei pot să intre în ceea ce și-au propus, pentru că parte din copii lipsesc, sunt la școală, dar până atunci aș vrea să avem un timp de rugăciune. Rugăciune în care să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Au hotărât-o alții, e în calendar, noi nu facem nimic altceva decât să spunem Domnului că îi mulțumim pentru tot ce am înțeles și am găsit în mamele noastre, în surorile din adunare, în femeile credincioase. Nu când zic lucrul ăsta îmi vine în minte așa Apostolul Pavel care îi scrie lui Timotei, măi, eu știu cine-i bunica ta și cine-i mama. Nu? Scurt. Și pentru asta îndoiala e risipită și din pricina asta am curaj să te binecuvintez, să te încredințez sau să-ți încredințez mai apoi lucrare. Mă uit. Fratele meu Vacov îmi spune că are un diacon în biserică la Gotlob și zice, fratele Florian zice cam așa, ăsta are probleme cu butucul. Când e problemă, știi, are probleme cu butucul. Măi, Apostolul Pavel zice, mă uit la bunica ta și mă uit la mama și știi ceva, văd caracterul tău. Nu că ne-ar fi drag așa să zică alții, băi, te știu pentru că știu pe tatăl tău și mama ta este o femeie excepțională. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toate mamele din seara asta de aici. Nu numai ne gândim la cele de acasă și ne gândim la fetele din adunare și la viitorul lor și vrem din toată inima ca Dumnezeu să-și împlinească în vremea asta lucrarea cu ele și cu noi. Amin. Hai, frate Eugen, poate mai o cântare potrivită. Și după aia să avem încă o repriză de rugăciune în care ne mulțumim lui Dumnezeu pentru mamele noastre, pentru surorile din adunare, pentru cei care slujesc într-un fel sau altul, pentru cele care slujesc într-un fel sau altul. Nu stăm așa înaintea Domnului mulțumitor, aș vrea frații să vină, dar nu-i bai dacă intervin și surorile rugăciune. Dacă ne ajută fratele Eugen cu o cântare potrivită, că el știe să le găsească, îl rugăm să o facă acum, dacă nu... Haideți să cântăm, ridicați pe picioare. Când spunem mamă și femeie, ne gândim mai mult la iubire, mai puțin la carieră, mai puțin la șofer, mai puțin la altceva decât la putere, ci la iubire. 325, mai presus de orice, de credință, de avânt, de orice dar care biruie firea, mai presus de orice e iubirea. Thank you.
și tați și mame și bunici și copii în templul etern, acolo ne va strânge pe toți iubirea. Aș vrea în rugăciunea de la început să rog pe fratele Radu Andronache, pe fratele Dorin și Laurian din la balcon, apoi venim pe platforma corului, pe fratele Dan și Florian și apoi venim în sala mare și nu vă mai numesc, voi însă în rugăciunea voastră cu mame credincioase. Mulțumiți Domnului pentru ele, pentru cadrul care vi l-a dat Domnul, pentru oportunitatea ce v-a dat-o. Și nu numai, rugăciunea aș vrea voastră să ducă la toate surorile din adunare și dincolo de aici. Haideți să ne închinăm și să rugăm pe Domnul să binecuvinteze. Mulțumim. Să vă mulțumim.
Dorim ca să simțim prezența și în această seară. Prin Duhul Tău cel Sfânt te rugăm să fii prezent în mijlocul nostru. Amin. Să asculți strigarea noastră către Tine. Te rugăm să iei în seamă rugăciunile fiecăruia frate și soră care în aceste momente se închină înaintea Ta. Amin. Doamne, dorim acest sfârșit de zi să-ți arăți din nou dragostea Ta față de noi. Îți mulțumim pentru răbdarea care o ai cu noi. Îți mulțumim pentru binecuvântările pe care le-am primit și le vom primi din mâna Ta. Ajută-ne să nu uităm niciodată acest lucru. Amin. Îți mulțumim pentru mamele noastre, Doamne. Cele care au fost, cele care sunt și cele care vor fi. Te rog din toată sufletul și din toată inima ca să le binecuvintezi. Amin. Îți mulțumim pentru învățăturile care prin ele de la Tine le-am primit. Îți mulțumim pentru că încă din primii pași ai vieții noastre am fost aduși în casa peste care este chemat numele mulțumim Tău și am învățat ca să Te urmăm, să Te slujim, să Te iubim. Și îți mulțumim că azi putem să facem acest lucru. Aleluia! De aceea Te rog încă o dată să le binecuvintezi. Amin! Și prin cuvântul Tău să le întărești în credința și nădejdea pe care le pus-o în ele. Îți mulțumim și să ne ajuți pe noi ca copii, ca soți, să le stimăm, să le binecuvântăm, să le apreciem tot efortul pe care le facem în casele în care locuiesc, pentru familiile lor, pentru nădejdea care au în ele și pentru învățăturile pe care le dau copiilor lor. De aceea Te rog să le umpli în continuare de înțelepciune. Amin. Și din cuvântul Tău, care va fi găsit astăzi, să scoatem noi învățături, noi trăiri, pentru binele nostru și pentru ca să nu mai întristăm fața Ta. Te rugăm, Tată din Cerul, ca să binecuvintezi mesajul Tău în acest sens. Binecuvintează mesagerii Tăi. Și orice se face în casa peste care s-a chemat numele Tău, să aducă slavă și laudă în numele Tău. Amin. Ajută-ne la aceasta. Și îți mulțumim că a spus strigarea noastră. În numele Domnului Iisus. Amin. 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 Când putem să ne închinăm înaintea Ta și să-ți mulțumim pentru mamele noastre, mulțumim. Soțiile noastre, vrem, Doamne, să-ți mulțumim pentru că avem mame credincioase. Mulțumim. Pentru tot ce au pus în noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru jertfa lor. Mulțumim. Îți mulțumim pentru că ne-au crescut aproape de Tine. Am vrea, Doamne, ca nici noi să nu le uităm. Să putem să ne îngrijim de ele, să putem să le iubim cât le avem pe acest pământ. Amin. Să le binecuvintez. Amin. Să binecuvintez surorile din biserica noastră. Amin. Te rugăm în special pentru cele ce sunt mai în vârstă și sunt bolnave. Te rugăm, Doamne, să te atingi de ele. Amin. Te rugăm să le dai binecuvântări, să le dai bucurii cerești. Amin. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că mâna Ta este peste noi. Amin. 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 Și din sala mare. Amin. Să ajungi să-ți rămâne credincioasă, să-i dai sănătate, câte zile va avea să te slujească pe tine. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru soția cu care m-ai binecuvântat. Aș vrea, te rog, să o binecuvintezi. Să o binecuvintezi. Amin. Cu dragoste pentru tine și lucrarea. Amin. Și în continuare, să-i dai putere, Doamne, în tot ce face să cinstească numele Tău. Amin. Mulțumesc că m-ai binecuvântat cu Domnul Rogul în nașă. Te rog și pe ele să le binecuvintezi. Amin. Să le păstrezi în harul Tău. Amin. Și aș vrea, Doamne Iisuse, în continuare să binecuvintezi fiecare soră din biserică. Doamne, Te iubim și am vrea să-ți rămânem credincioși. Amin. Venirea Ta este aproape. Ajută-ne să iubim împărăția Cerului și nebunirea. Și în toate numele Tău să fie slăvit și binecuvântat în veci. Amin. 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 Vă rugăm să ocupați locurile.
Stau și privesc cu drag în urmă, o ce dulce-i amintirea unor ochi ce nici când n-am să-i uit. Când era nesiguranță, i-am vorbea despre speranță, glasul ei plâng nici când n-am să-l uit. Ce scumpă-i mama mea, mama mea, nu pot uita iubirea ce blând m-a alinat. Mama mea, mama mea, prin tine Dumnezeu viața mi-a dat. Știu că sacrificiul mare prinde lacrimi și sudoare, va fi răsplătit odată de Iisus. Îți aud și acum glasul ce-mi spunea să las păcatul. Povața ta mi-a dat aripi spre cer. Ce scumpă-i mama mea, mama mea, nu pot uita iubirea ce vrând m-a alinat. Mama mea, mama mea, prin tine Dumnezeu viața mi-a dat. Mama mea, mama mea, nu pot uita iubirea ce blând m-a alinat. Mama mea, mama mea, prin tine Dumnezeu viața mi-a dat. Amin.
simți și de a gândi, pentru harul de a cânta armonii spre slava ta. Mamele au o vârstă unică. Nu există mamă bătrână, mamă tânără, mamă frumoasă sau urâtă. Există doar mamă. Inima mamei este un adânc abis, la capătul căruia găsește întotdeauna iertare. O mamă bună prețuiește cât 1000 de profesori. Poate că pe nimeni nu chinuim atât de mult ca pe propria noastră mamă. Poate că pentru nimeni nu sacrificăm atât de puțin. Atât de sigur suntem că ne-a fost dată pentru totdeauna și că întotdeauna ne va ierta. Mama, după ce a dat propriei sale odrasle, viață trupească, trebuie să-i dea și viață morală, sădind în ea primele răsaduri ale educației morale, religioase și intelectuale. Inima de mamă este singurul loc din lume unde vă puteți refugia chiar când părul vă e cărunt. Ferice de aceea cărora le mai trăiește mama. Nu cărțile cresc oamenii, ci mamele. Azi e sărbătoare, mamă iubitoare, îți cântăm de ziua ta. Zi strălucitoare, veselă cântare, îți cântăm de ziua ta. Razele de soare îți întind o floare, albă cu sclipiri de stea. Tot ce-am adunat în inimă, îți cântăm de ziua ta. Ziua ta, o privire plină de iubire, mulțumim de ziua ta. Pentru îngrijire fără contenire, mulțumim de ziua ta. Câtă fericire fără semuire poate da prezența ta. Pentru nesecată dragoste, mulțumim de ziua ta, mulțumim de ziua ta. Zilele minunate, binecuvântate, îți dorim de ziua ta. Multă sănătate, rugini ascultate, îți dorim de ziua ta. Domnul să te poarte, plin de bunătate, neîncetat în mâna sa. Vezi-ne să-ți pururea, îți dorim de ziua ta, îți dorim de ziua ta. Îi mulțumesc mamei că m-a crescut. Mulțumesc Domnului pentru mama mea că a făcut-o iubitoare și plină de afecțiune pentru cei din jur și mai ales pentru mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama mea. Îmbrățișarea ei este cea mai călduroasă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat o mamă așa de bună. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama ce mi-a dat-o că mă iubește și mă ascultă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama că m-a crescut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mama m-a crescut și că mă iubește. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama că m-a crescut. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama mea că mă ajută în nevoi. Amin.
te lumină, florile te vrăjesc cu parfum sublim. Lângă ele și noi, astăzi mână-n mână, îți cântăm, mamă, te iubim. Să-ți sune peste tot cântul nostru vesel, vocea noastră cristalină cântă imnul bucurie. Azi cântăm fericiți, mamă, te iubim. Tot mereu Dumnezeu să te însoțească, an de an spre liman, cu al său har divin. Pururea pentru a ta grijă părintească, îți cântăm, mamă, te iubim. Să-l sune peste tot cântul nostru vesel, vocea noastră cristalină cântă imnul bucurie. Azi cântăm fericiți, mamă, te iubim. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit o mamă iubitoare care mă îngrijește. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama mea care mi-a dat înțelepciune și ca să fiu înțelept. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a binecuvântat cu o mamă care m-a crescut și mă îngrijește. Îi mulțumesc Domnului pentru mama mea, pentru grija ei și sfaturile bune care mi le dă în fiecare zi. Te iubesc, mamă. Îi mulțumesc mamei că mă iubește. Îi mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat o mamă care îmi este un exemplu în viață. Eu îi mulțumesc Domnului pentru mama mea care nu este bolnavă și care îmi îndeplinește dorințele. Mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat o mamă grijulie. Îți mulțumesc că m-ai născut și că mi-ai format un caracter minunat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a binecuvântat cu o mamă care mă poate îngriji. Dulce scumpă, ce mi-a dat-o Dumnezeu, zilnic ea se îngrijește pentru tot ce e al meu. Îl iubesc pe Domnul care m-a cinstit cu mama mea, nicăieri în lumea mare nu găsesc alta ca ea. Rugăciune și mă învață tot mereu să fiu plin de fapte bune, să-l servesc pe Dumnezeu. Îl iubesc pe Domnul care m-a cinstit cu mama mea, nicăieri în lumea mare nu găsesc alta ca ea. Credincios în Domnul Iisus, eu ca tine eu voi fi. Îl iubesc pe Domnul care m-a cinstit cu mama mea, nicăieri în lumea mare nu găsesc alta ca ea.
pentru tine azi înalț eu ruga mea. Ce cuvinte aș putea să-ți cuprindă dragostea, nesecat izvor ce umple inima. Tu ești cea mai minunată, ochii tăi strălucitor, chipul tău e plin de dragoste și dor. Glasul tău e ta privire orice nor. Doamne, toarnă peste ea binecuvântarea ta, fericită să se știe purul ea. Zi și noapte fie ea ocrotită-n mâna ta, mă ascultă, Doamne, asta-i ruga mea. Tu ești cea mai minunată, ochii tăi strălucitor, chipul tău e plin de dragoste și dor. Glasul tău e ta privire orice nor. Doamne, toarnă peste ea binecuvântarea ta, mă ascultă, Doamne, asta-i ruga mea.
Mulțumim că ne dați și microfon. Dumnezeu să binecuvinteze slujirea voastră. Apreciem efortul, Estera și dascălii care v-ați ocupat de copii și pentru toți copiii de aici. Mulțumim. Ați făcut seara asta să fie o seară specială și să luăm fiecare parte așa bună prin mesajul care l-ați transmis. Dumnezeu să vă răsplătească, să binecuvinteze. Și cântarea corului și ultima cântare a fost așa... Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Luăm partea cea bună și rămâne așa, rămânem înțelepțiți de Duhul Domnului ca niște oameni care vrem și așteptăm binecuvântarea. Aș vrea să mă uităm acum după nota cu anunțurile. Mâine seară este vreme de rugăciune la ora 9 pentru că e prima vineri după cină. Vă așteptăm mâine seară. Aceeași invitație. Veniți și vedeți ce bine este să stăm împreună în genunchi și înaintea Domnului și să stăruim pentru lucruri care țin de noi, de lucrarea de la Emanuel în general, dar și de chestiuni speciale. Așadar și mâine seară la ora 9 suntem aici cu ajutorul lui Dumnezeu la rugăciune. În general stăm până la ora 0. Dar vrem să vă mai asigurăm că nu vă lăsăm să mergeți dacă nu aveți mașină pe jos acasă, ci folosim posibilitățile care le avem. Asigurăm de asta că nu ne este greu și ba, ne place să vă putem sluji și în felul ăsta. Apoi, sâmbătă, rugăciunea de dimineață de la ora 10 cu grupul fraților care se adună împreună cu fratele Nicu Andronache, nu se mai adună, însă sâmbătă la ora 10 e programată din vreme întâlnirea bărbaților din adunarea noastră pentru rugăciune și discutarea unor teme cu interes sau de interes pentru cel care este capul de familie. Așadar, sâmbătă la ora 10, frații din adunare, care doresc și pot să vină la rugăciune și să stea împreună la teme de interes pentru capul de familie, sunt rugați și așteptați să vină. Duminică slujbele sunt obișnuite de dimineață la 10, după masă la ora 18. Fratele Marius este plecat din țară, știți de lucrul ăsta, e conferință în Statele Unite. Ne rugăm ca Domnul să-l însoțească și să-l aducă în pace pentru săptămâna care vine. În fiecare duminică la ora 10 este cursul de catecheză la care vă așteptăm, vă invităm pe cei ce n-ați pășit încă.
În fiecare duminică, la ora 10, sala de consiliu, asta înseamnă scara în imobilul Fundației Casa Speranței, vă așteptăm să stați lângă cuvânt și să vă adânciți în ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu și a Domnului Iisus cu privire la viața noastră. Sunt lucruri care am vrut să le împărtășim cu voi și ne rugăm ca peste toate să fie binecuvântarea lui Dumnezeu. Acum ne închinăm înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și după bunul nostru obicei ne ridicăm și ne unim în cântare. Vă invit să fie tot o cântare urare în care strofele să le cânte frații și copiii și la refren să cânte și mamele și femeile. 597. Dea Dumnezeu binecuvântare peste casele noastre, peste biserică. Ioan, capitolul 12, este pasajul din Scriptură propus pentru studiu în seara aceasta. Ioan, capitolul 12, este un pasaj mai lung, dar cred că vă este cunoscut. Propun să citim de la versetul 23 la 33.
Ioan, capitolul 12, citim începând cu versetul 23. Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Amin. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze partea asta din Scripturi, să-L binecuvinteze pe fratele Emanuel în ceea ce înseamnă împărțirea dreaptă a cuvântului, să-L facă cuvântul lui Dumnezeu prin el potrivit pentru noi și așteptările noastre. Vrem să plecăm de aici îmbogățiți în spiritul nostru și rog pentru asta pe fratele Săi ca să se roage pentru partea asta și mai avem o chestiune, rugăciunea asta. Și cea de-a doua chestiune e că Maia este o fetiță care a venit la noi, la școală, la grădiniță, tare puțină vreme, luna decembrie. La scurtă vreme după ce a venit la noi, a răcit și de acolo au început lucrurile să degenereze și să se strice. Fetița asta este fata asistentei sorei Cofar, Florina. Sora Cofar, doamna doctor Cofar, pentru mine mai slobod așa să mă exprim, a mijlocit, a stăruit și m-a rugat să ne unim în rugăciune pentru asistenta ei, sau mai precis pentru fiica asistentei sale. Maia-i numele ei. Aș vrea să vă rugați. De atunci, zicea sora Florina, am încercat la toți colegii noștri și toți dau strâng din numeri, ridică din numeri și au zis, nu putem nimic. Mama lui Maia, cred în ce a spus șefa ei, ne cunoaște, de-aia au și venit la grădinița noastră. Poate Dumnezeu să lucreze în viața acestei familii. Poate Dumnezeu să lucreze, nu știu cum. Dar e clar că noi vrem sănătatea lui Maia. E clar că vrem ca mama și tata să-L audă și să-L cunoască pe Domnul. E clar că vrem să ne bucurăm toți. E clar că vrem să fie slava, slăvit Domnul prin lucrarea asta. Și o rog pe sora Alina Birgean să roage pentru Maia, fratele Ghiță Seica să roage pentru cuvânt și pentru fratele Emanuel și tuturor și peste noi toți să fie Duhul lui Dumnezeu care mișcă viețile noastre, care ne atinge și care ne face sensibili în seara asta la valorile împărăției. Haideți să plecăm capetele, ne rugăm. Amin. 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 Amin.
Amin. Te rugăm să lucrezi. Amin. 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 Vă rugăm să ocupați locurile. Mă rog Domnului ca și studiul din seara aceasta să fie bine primit. Nu se, să zic, se încadrează direct în sărbătoare, dar asta mi-a fost tema și cred că este un cuvânt deosebit și să știți, sunt personaje de gen feminin deosebite în acest pasaj. Versetul de aur este versetul 31 și 32, sunt două versete. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Păstrați în minte aceste cuvinte ale Domnului Iisus. Acum are loc judecata lumii, urmează să fiu înălțat și după ce voi muri, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Pentru că prin lentilele acestea aș vrea să ne uităm la capitolul 12. Să ne uităm la grupurile de oameni care apar și felul în care Domnul Iisus a încercat să-i atragă. Felul în care aceștia au răspuns. Evanghelia după Ioan este deosebit de interesant structurată. Este probabil Evanghelia care are cele mai multe modele de împărțiri ale ei și fiecare dintre ele cred că sunt deosebite și sublinează ceva extraordinar. Cineva a sugerat că versetul din centrul Evangheliei, Ioan 14:6, unde ni se spune că Iisus este calea, adevărul și viața, a fost cumva versetul care l-a urmărit pe Ioan, sau cele trei lucruri care l-au urmărit pe Ioan și a construit, să zic așa, scenele, a ales pildele, a ales predicile Domnului Iisus prin acest filtru. Și dacă ne uităm în prima parte a Evangheliei, descoperim o primă mare criză în viața Domnului Iisus. În capitolul 6, predică despre pâinea vieții și felul în care avea să moară și ca răspuns la acea predică, majoritatea ucenicilor îl părăsesc. Dintr-o dată din acel popular, Iisus a devenit absolut părăsit și refuzat. El care era calea a fost respins și oamenii au ales altă cale. Și au rămas doar cei 12 ucenici. După aceea ajungem la capitolul 12 unde ne lovim de o doua mare criză. Domnul Iisus, care este adevărul, nu este crezut. Le vorbește despre adevăr și oamenii îl resping și concluzia va fi oamenii n-au vrut să creadă. Și a treia criză va fi în capitolul 19, unde El care este viața ajunge să fie răstignit și să moară. Capitolul 12 este un capitol de o mare criză. Este de altfel și capitolul în care avem, ni se arată ultima predică publică a Domnului Iisus. Ultimele cuvinte publice adresate norodului, după care observați versetul 36, se încheie spunând, Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Și de aici va mai avea doar câteva clipe cu ucenicii și urmează să meargă la cruce. Dar Ioan și-a introdus cartea și până în acest moment, primele 11 capitole, Ioan ne arată dovezi după dovezi ca să ne convingă că Domnul Iisus este Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu. Și au fost cu grijă aleste dovezile până la punctul culminant din capitolul anterior, unde ni se prezintă învierea din morți a lui Lazar, puterea de a învia din morți. Și din nou, Domnul Iisus este crezut de unii și respins de alții. Și în Ioan capitolul 12, Domnul Iisus ne arată felul în care a interacționat cu câteva grupuri de oameni și foarte rapid aș vrea să ne uităm la ele.
În prima parte, primele 11 versete, Domnul Iisus este înconjurat de prietenii săi. Deja știa că liderii religioși au plănuit să-l aresteze, au plănuit moartea lui. Cu toate acestea, Domnul Iisus se uită înspre Ierusalim, nu dă înapoi, dar poposește pentru o seară în Betania. Acolo se afla casa unor prieteni apropiați. Și Domnul Iisus și-a dorit să aibă o ultimă seară de părtășie alături de Maria, Marta, Lazar și ucenicii săi. Este primul grup, prietenii săi, oamenii apropiați. Și este extraordinar felul în care aceștia reacționează. Domnul Iisus din nou le împărtășește despre moartea sa, despre suferințele sale. Nu știu, a fost ceva premeditat sau a fost ceva realmente spontan, auzind ce avea să sufere Hristosul, dar oricum Maria este prima care reacționează și reacționează într-un mod deosebit. Se ridică de la picioarele Domnului Iisus, se duce și ia un vas plin cu mir, extrem de scump. Istoricii ne spun că probabil un litru avea valoarea a salariului pe un an întreg. Ca David altădată, Maria hotărăște să aducă o jertfă care s-o coste. Și pur și simplu toarnă acel mir pe picioarele Domnului Iisus. Mai mult, ia o atitudine de roabă și se smerește până acolo încât își desface părul, ceea ce numai o sclavă cea mai de jos ar face, și cu părul ei șterge picioarele Domnului Iisus. Era semnul unuia care se smerește adânc, și mirul era turnat, era simboliza sau arăta înspre moartea și îngroparea Domnului Iisus. A fost un gest plin de jertfă, un gest generos, personal, un lucru frumos, așa îl numește Domnul Iisus. Apostolul Pavel în Cartea Filipeni vorbește despre acea jertfă de bun miros și plăcută lui Dumnezeu. Maria a stat și s-a uitat ascultându-l pe Domnul Iisus vorbind despre patimile sale și răspunde cu acest gest extraordinar față de Domnul Iisus. Și Domnul Iisus spune că despre gestul ei se va vorbi oriunde se va predica Evanghelia. Ea va fi o încurajare a tuturor credincioșilor peste veacuri să jertfească pentru Hristos. Merită orice jertfă, oricât de scumpă, pentru Hristosul care a murit în locul nostru. Interesant. Nu e așa că de multe ori se întâmplă când cineva sincer face ceva pentru Dumnezeu să ajungă să fie criticat? E bine, asta se petrece chiar între prietenii Domnului Iisus. Și nu-i surprinzător faptul că Iuda este cel care stârnește această critică, dar din păcate și ceilalți ucenici cad în această capcană și ei nu știau la momentul acela că Satana a intrat în Iuda, deși Domnul Iisus le spusese chiar cu ocazia primei crize, în Ioan capitolul 6, că unul dintre ei are un drac. Totuși, ei încă îl cred pe Iuda, un ucenic devotat, de altfel era casierul grupului, de altfel știm că suntem doar cu câteva zile înainte de sărbătoarea Paștelor și nu-i normal să cheltuiești atâția bani chiar înaintea sărbătorii Paștelor, când trebuia să dai ajutoare la săraci. Așa că Iuda pune înainte acele posibile proiecte de ajutare a săracilor și critică gestul Mariei. Totuși, un lucru mă face să mă gândesc mai departe. Dacă Iuda a fost și el acolo și a auzit că Domnul Iisus are să moară, de ce a avut atitudinea aceasta? Cert este că Matei ne spune, care ilustrează în textul paralel acestui text, Matei ne spune că imediat, după ce Iuda și-a primit mustrarea din partea Domnului Iisus, Iuda s-a dus direct la preoți și a căutat să vadă ce ofertă îi fac pentru a-L da pe Domnul Iisus în mâinile lor. Interesant.
același grup de oameni, cei mai apropiați prieteni ai Domnului Iisus? Maria jertfește ce are mai scump în casă pentru cel care avea să moară pentru păcatele ei. Iuda se gândește ce ar mai putea să stoarcă înainte să trădeze și să abandoneze grupul. Și interesant că Domnul Iisus spune că va fi dat în mâinile preoților și bătrânilor și Iuda tocmai la ei se duce să caute o ofertă bună. Marta reprezintă pe cei care sunt gata să slujească la masă. Slujirea ei a fost importantă. În Cartea Evrei ni se și spune că jertfe ca acestea îi plac Domnului. Dar Lazar îi reprezintă, cred, pe cei care au o mărturie puternică în față. Lazar, ni se spune că la Lazar veneau mulți oameni din toate părțile Israelului să vadă că a fost înviat din morți și Lazar îi conducea spre Hristos și mulți au ajuns să creadă în Hristos în urma mărturiei lui Lazar. Așa că iată o imagine de ansamblu a acestui grup, prim grup de prieteni. Ai pe de o parte pe Marta, care caută să slujească pe Domnul Iisus, pregătind masa, pentru că urmau să stea la masă. Maria, care aude despre jertfa Domnului Iisus și jertfește ce are mai scump. Lazar, care conduce pe toți oamenii care vin să-L vadă, îi conduce la Hristos. Iuda, care caută să vadă ce mai poate să câștige înainte să trădeze. Cred, dragii mei, că în viața noastră este extraordinar de important acest echilibru. Un echilibru înțelept între slujirea la masă, adică cele necesare vieții pământești, și fiecare avem responsabilități, și mamele, și tații, și cred că și copiii ar trebui, sunt părți ale slujirii pe care trebuie să le facem. Dar trebuie un echilibru între slujirea celor pământești, închinarea înaintea Domnului, care trebuie să fie prioritară, cheltuirea pentru Domnul și mărturia în afară, evangelizarea. Cred că asta ne comunică Marta, Maria și Lazar, un echilibru înțelept în casa lor între cele trei. Însă tocmai faptul că Lazar a fost înviat din morți și era o mărturie puternică pentru Hristos, asta l-a făcut să fie ținta atacurilor celorlalte grupuri, în special a liderilor religioși. Și Domnul Iisus avusese dreptate cu ocazia ultimei crize, când le-a spus că iau ca tată pe diavolul pentru că doresc moartea oamenilor. Interesant, la finalul acestui pasaj aflăm că preoții cei mai de seamă au hotărât să-l omoare și pe Domnul Iisus și pe Lazar, în versetul 10. Odinioară, cu două capitole înainte, am aflat că pe orbul din naștere pe care l-a vindecat Domnul Iisus și care s-a dus să mărturisească în sinagogă, l-au exclus din sinagogă. Și vom observa pe finalul pasajului, pasajul se încheie cu această alegere pe care fiecare trebuie să o facem și astăzi, între slava oamenilor și slava lui Dumnezeu. Dar păstrați în minte acest gând. A fost o seară în Betania, o seară liniștită de părtășie. În afară de cuvintele răutăcioase ale ucenicilor, a fost un moment de mare încurajare pentru Domnul Iisus, gestul Mariei, gestul lui Lazar. Și viața noastră, cred, că în ansamblul ei trebuie să-i aducă închinare Domnului Iisus. Și munca noastră să-L proslăvească pe El, și închinarea noastră, și mărturia noastră, evangelizarea noastră, misiunea noastră în afară. În a doua parte, găsim alt grup reprezentativ de oameni. Pelerinii care erau în drum spre Ierusalim, pregătindu-se pentru praznic, pentru sărbătoarea Paștelor. Scena așadar se mută de la o seară liniștită într-o casă din Betania la, ni se spune, o gloată mare care venea la praznic. Și nu numai că o
Era o mulțime de oameni, dar o mulțime extrem de zgomotoasă, care când l-au văzut pe Domnul Iisus că vine în Ierusalim, versetul 12, a luat ramuri de finichi, a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Interesant, toate cele patru evanghelii relatează acest episod, intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. A fost singura demonstrație publică pe care a permis-o Domnul Iisus în timpul lucrării sale pe pământ. Și aici dați-mi voie să fac o paranteză. Nu ne-a lăsat porunca să, de acum încolo, să facem marșuri și demonstrații în apropierea Paștelui. Avem porunca să ținem cina Domnului, avem porunca botezului, dar nu avem porunca să facem vreo demonstrație de genul acesta. Scopul acelui marș a fost doar împlinirea profeției din Vechiul Testament, prin care, Zaharia 9:9, prin care aflăm că Mesia va intra în Ierusalim, împăratul va intra în Ierusalim umil, călare pe un măgăruș. Iar rezultatul? Îl știm cu toții, ura crescândă a liderilor și luarea deciziei de a-l omorâ. Dar în mulțime s-au aflat mai multe grupuri de oameni. Au fost, pe de o parte, norodul numeros al celor care locuiau în Ierusalim și care s-au unit cu cei ce cântau Osana. A fost un grup însemnat de oameni locali care fuseseră martori la învierea lui Lazar din morți, versetul 17, și care au venit acolo și au strigat împăratul lui Israel, l-au recunoscut pe Domnul Iisus ca și Mesia, și de altă parte erau liderii religioși îngrijorați și care murmurau tot timpul. Interesant. Și între aceștia, în mijlocul acelei sărbători, acelui pelerinaj, acelor strigăte extraordinare, Osana, în cinstea împăratului recunoscut al lui Israel sau sperând că el este împăratul, unii și-l doreau împărat, alții îl vroiau mort. Ce a însemnat pentru Domnul Iisus? A însemnat ascultare de Tatăl. Pentru că intrarea lui în Ierusalim nu putem spune că a fost triumfală în ochii lumii sau din punct de vedere al lumii. N-a fost călare pe un cal alb, ducând trofee și captivi și pradă mare de război, ci a fost un împărat umil, călare pe un măgăruș și care se îndrepta spre suferință, se îndrepta spre cruce. Așa că în mijlocul acelui popor numeros, care îl adula, îl aclama și probabil mulți se gândeau la eliberarea lor de sub romani, Domnul Iisus începe să plângă. Ierusalim, însăși numele, înseamnă cetatea păcii. Domnul Iisus plânge pentru că n-a cunoscut lucrurile care puteau să-i aducă pacea. Ei aveau în mijlocul lor pe împăratul care putea să le aducă pacea, dar l-au respins. Și din cauza asta, Domnul Iisus știa ce urma pentru popor: război, suferință, distrugere, împrăștiere, holocausturi, secole la rând în care vor fi împrăștiați și vor suferi. Dar, dragii mei, cred că de asemenea Domnul Iisus știa că următoarea dată, când va avea să vină, când Israelul își va revedea împăratul, va fi o intrare complet radical diferită, complet diferită. Va fi una în glorie, biruință totală. Dar știți ce înțeleg de aici? Este că nu putem avea parte de glorie fără suferință. De mai multe ori Ioan ne spune lucrul acesta, de asemenea Luca ne spune lucrul acesta. Nu poate exista glorie, înălțare fără suferință. Domnul Iisus a știut că va trebui să moară înainte de a fi glorificat. Și avem o a treia categorie de oameni. De la versetul 20 avem pe Domnul Iisus întâlnind niște vizitatori de data aceasta dintre neamuri. Interesant.
niște greci, care au privit tot ce s-a întâmplat și au fost încurajați și au dorit să îl întâlnească pe Mesia. Acum, una din temele din nou majore ale Evangheliei după Ioan este să-L prezinte pe Domnul Iisus ca mântuitorul lumii, ca mântuitorul întregii lumi, cel care este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul întregii lumi. Samaritenii L-au identificat bine când au spus că El este Hristosul, mântuitorul lumii. Aproape fiecare capitol sau la două capitole, Ioan subliniază lucrul acesta. Domnul Iisus a venit să atragă la El, nu doar pe ai Săi, ci toate neamurile. De aceea cred că nu ne surprinde că înainte de a spune că misiunea Lui este să moară și apoi să atragă la El oamenii, întâlnim și niște greci. O, da, dragii mei, încă de când s-a născut, printre primii vizitatori au fost niște magi dintre neamuri. Pe parcursul vieții lui a interacționat cu neamuri și iată acum că înainte de moartea sa vin niște greci să-l încurajeze. Aceștia îi se adresează lui Filip, Filip îi se adresează lui Andrei, amândoi erau din acea zonă, îl caută pe Domnul Iisus, nu știm dacă au reușit să se întâlnească, dar mesajul pe care Domnul Iisus l-a transmis conține niște adevăruri importante pentru noi. Pe de o parte, este extraordinar felul în care Domnul Iisus vorbește despre sine însuși. Putea să spună, dragii mei, a sosit ceasul ca Fiul omului să fie răstignit. Dar El nu spune asta. A sosit ceasul ca Tatăl să fie proslăvit. Extraordinar. Domnul Iisus s-a uitat dincolo de cruce. Autorul epistolei către evrei ne se spune la bucuria care era pusă înainte. S-a uitat dincolo, la slava care urma. Și la slava pe care a dorit să o dea Tatălui, datorită ascultării sale. Și ilustrația pe care ne-o dă în versetele de la 23 la 26 este cea a unei semințe. Și din nou înțelegem că nu poate exista glorie, nu poate exista roadă fără sacrificiu, fără jertfă. Nu poate exista glorie fără suferință, viață roditoare fără moarte, victorie, biruință fără ascultare de Tatăl. Ea însăși este o sămânță mică și este nefolositoare. Dacă ar încerca să-și păstreze viața, și-ar pierde-o mai devreme sau mai curând. Dar dacă e de acord să moară, va aduce multă roadă. Nu-i așa? Dacă ați lua o semință în mână și poate dacă ar putea să vorbească acea sămânță, cu siguranță că ar avea motive să se plângă, să fie pusă într-un pământ, e tare friguros acolo. E tare întunecat. Dar dacă totuși acceptă să fie plantată și acceptă să moară, este modul în care acea sămânță va aduce multă roadă. Urmăriți textul și toate contrastele care sunt acolo. Dacă nu vrea să moară, rămâne singur, singurătate. Versus, dacă moare, aduce multă roadă. Singurătate sau multă roadă. Pierde viață sau păstrează și câștigă viața veșnică. Slujește eului sau slujește lui Hristos. Propria plăcere sau slava lui Dumnezeu. De câte ori oamenii din lume nu se uită în felul acesta la pocăiți? De câte ori n-am auzit spunând unor tineri ceva de genul acesta? Te-ai pocăit? Ți-ai îngropat tinerețea. Care este răspunsul nostru? Nu. Am murit într-adevăr față de lume, am murit față de plăcerile acestei lumi, ne-am răstignit firea, dar am fost plantați de Dumnezeu aici ca să aducem roadă. Noi numai când murim față de această lume, găsim cu adevărat viața. Am primit viața și vreau să fiu, să trăiesc pentru Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, acolo unde a hotărât Dumnezeu să mă planteze, să te planteze. Dar Domnul Iisus știa că urmează suferință și în versetul următor spune: acum sufletul meu este tulburat. Nu cred că a fost tulburat, pentru că a vrut să pună la îndoială dacă voia Tatălui este bună sau nu e bună, e potrivită sau nu e potrivită, ci a fost tulburat pentru că era conștient ce urma. Urma crucea, urmea suferința. Și interesant, nu spune și ce voi face,
pentru că decizia a luat-o deja. Vă rog să urmăriți textul, ci decizia ascultării, ci spune și ce voi zice. Și, dragul meu, întotdeauna când ești în fața încercării, când te-a plantat Dumnezeu undeva și ai de plătit un preț pentru El, întotdeauna ai două rugăciuni pe care le poți aduce înaintea lui Dumnezeu. Tată, izbăvește-mă, asta este ceea ce spune Domnul Iisus, scoate-mă, eliberează-mă, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru ceasul acesta am venit în lume. Sau ai rugăciunea, Tată, proslăvește numele Tău. Întotdeauna când ești în fața unei crize, unei încercări, vei avea în față opțiunea de a te ruga, Tată, izbăvește-mă, sau Tată, proslăvește numele Tău prin felul în care voi trece prin această încercare. Și Domnul Iisus spune, și ce voi zice? Tată, fii proslăvit. Interesant, un asemenea răspuns a primit un răspuns din cer. Tatăl îi răspunde și spune, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Îi dă o dublă asigurare. Viața ta, Hristos, până aici, mi-a proslăvit numele. Și ceea ce urmează, crucea, mă va proslăvi mai departe. Este asigurarea de care Domnul Iisus avea nevoie în drumul său spre cruce, pentru că urma săptămâna patimilor. Dragii mei, Dumnezeu Tatăl este și va fi întotdeauna alături de cei care suferă. Nu vei trece prin suferință fără ca Tatăl să nu fie acolo, alături de tine. Oamenii au auzit glasul, dar n-au înțeles mesajul. Și m-am întrebat, dacă ei n-au înțeles mesajul și pentru ei a fost glasul, atunci la ce bun mesajul? Dar Domnul Iisus le-a spus, m-ați văzut rugându-mă, mi-ați auzit predica, m-ați văzut rugându-mă Tatălui și Tatăl a răspuns, ce dovadă mai clară doriți? Că eu sunt Hristosul și că sunt în mijlocul vostru. Și din acel moment Domnul Iisus din nou vorbește deschis despre cruce și faptul că acum are loc judecata lumii. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Interesant. Știți care este cuvântul în original pentru judecata lumii aici? Este cuvântul crisis în greacă. Și interesant, de la greci ne vine cuvântul criză. Probabil nu la întâmplare. Dar știți ce însemna pentru ei acest cuvânt crisis? Nu însemna criză, așa cum l-am preluat noi în limba română, ci era acel moment în care urma să se dea verdictul la finalul unui proces. Te aflai într-un proces și acum urma să se rostească verdictul. Și se refera la un verdict irevocabil, un rezultat definitiv. Urmează să se rostească condamnarea. De aceea Domnul Iisus spune, acum are loc judecata lumii. Acum se va pronunța condamnarea. Lumina a fost în mijlocul vostru? Mi-ați văzut lucrările? Mi-ați auzit predicile? Unii vor crede, unii îl vor respinge. De aceea, în momentul acesta, va fi judecata. Dragii mei, mai târziu Domnul Iisus spune că n-a venit în lume să judece, ci să mântuiască. De aceea, dragul meu, încă este har. Încă Domnul Iisus vrea să-ți fie mântuitor. Dacă respingi, tu alegi să fie judecător mai apoi. Și după ce voi fi înălțat, este o expresie care apare de multe ori în Evanghelia după Ioan, semnificând de cele mai multe ori moartea sa, dar uneori semnifică glorificarea sa. Noi ce putem spune decât că crucea Domnului Iisus este slava noastră. Crucea Domnului Iisus înseamnă eliberarea noastră, iertarea păcatelor noastre. Și mai apoi avem ultimile lui cuvinte. Când spune că lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Lumina mai este puțin, acum urmează să se rostească condamnarea, vine, se apropie judecata lui Dumnezeu. Lumina mai este pentru puțină vreme.
căutați să alegeți, să umblați lumina, altfel vă cuprinde întunericul. Și exact asta urmează să se întâmple. Pentru că în următorul pasaj avem ultimul grup, necredința iudeilor. Despre care foarte interesant și cred că Ioan cu atenție și alege cuvintele, spune, a făcut atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau. Și câteva versete mai încolo, versetul 39 spune, de aceea nu puteau crede. Interesant. Au văzut semnele, au auzit predicile și au refuzat să creadă. Și mai târziu aflăm că nu mai puteau crede. Și asta se întâmplă, dragul meu, și se poate întâmpla și în viața noastră. Să înțelegem care este voia lui Dumnezeu spre un aspect din viața noastră. Să ne ceară Dumnezeu să umblăm în lumină, să renunțăm la un păcat. Dacă nu o facem, ne cuprinde întunericul. Începem să găsim argumente. Și dacă la început am refuzat să credem, după aceea se împietrește inima și Isaia, ni se citează din Isaia, care spune, le-a orbit ochii, le-a împietrit inima. Și putem ajunge în acea fază în care să nu mai putem vedea și să ni se împietrească inima. N-au vrut să ia decizia urmării publice a lui Domnului Iisus. De ce? Versetul 42:3. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Finalul predicii Domnului Iisus de 8 ori conține cuvântul judecată și osândire. Dragul meu, mai bine să te temi de Dumnezeu și să ajungi în cer decât să te temi de oameni și să ajungi în iad. Mai bine cauți slava lui Dumnezeu pe acest pământ decât să caut slava oamenilor și să ajung în iad. Tentația și dorința după popularitate, presiunea de grup, de la locurile de muncă, de din oamenii care sunt în jurul nostru, va fi întotdeauna o mare presiune. Și fiecare avem înaintea noastră această alegere, slava oamenilor sau slava lui Dumnezeu, popularitate sau plăcut Domnului. Maria a jertfit scump, Marta a slujit. Lazar a adus oameni la Hristos. Grecii l-au căutat. Iuda a încercat să vadă ce mai poate stoarce înainte de a abandona grupul. Iudeii l-au respins, la fel și liderilor religioși. Ucenicii s-au lovit de această decizie grea între slava oamenilor și slava lui Dumnezeu. Tu ce vei alege? Domnul Iisus și-a încheiat predica cu următoarele cuvinte. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Iisus a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Este momentul în care și noi vom pleca acasă. Închidem Bibliile. Am avut lumina. Care este alegerea ta? Hristos pe toți oamenii vrea să-i atragă, dar nu forțează pe nimeni. Vei alege slava oamenilor sau vei alege să trăiești pentru slava lui Dumnezeu? Să ne ajute Dumnezeu să alegem slava Lui. Amin. Cred că n-am mai făcut de mult această declarație din cântarea 599, versetul 1 și 3. Rămâi cu noi. O, da, rămâi cu noi. Să fie alegerea pentru seara aceasta. Thank you.
Doamne, rămâi cu noi. Rugăm să ne urmărească și să ne binecuvânteze pașii și viața și pe noi și pentru noi și pentru casele noastre să aibă asistența sa binecuvântată. Rog pe fratele Ile să le conducă rugăciune și pe sora Simona Bulai de pe platforma corului. Haideți să plecăm ființele înaintea Domnului. Mulțumim Domnului pentru cuvânt, pentru timpul de aici, pentru închinare, pentru sărbătoare, dar rugăm să rămână cu noi. Amin. Aleluia. Amin. Ajută-ne. Amin, amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui, părtășia Duhului Sfânt, Doamne, să fie, să rămână cu noi toți, cu toți răscumpărații Tăi până în veci. Amin. În numele Domnului Iisus, adunarea este liberă.